Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, am o mare bucurie să pot să fiu din nou cu dumneavoastră în seara aceasta. Amen. Vreau să știți că eu călătoresc foarte mult și, cum zicea cineva, ce mă, tu ești cam dus de acasă. Și am zis, este drept, dar eu-s dus cu avionul, nu? Dacă mergi oriunde în lume, la ora actuală, este imposibil să nu întâlnești trei grupuri de oameni la care nu te-ai gândit înainte că se poate realiza. Oriunde am fost, oriunde am călătorit, întâlnești români, țigani și evrei. Și în seara aceasta... În seara aceasta s-au strâns toți trei la oaltă să laude pe Domnul și să înalțe numele Lui. Am dorit de mult să pot să ajung la dumneavoastră împreună cu pastorul Dr. Florin Antonie. Dânsul este păstor la una din bisericile române și evreiești din Londra, pentru că dânsul este român, dar proveniența dânsului este evreiască, este evreu. Și pentru mine, el este un foarte distins om al lui Dumnezeu, un om care iubește pe Domnul Iisus Hristos cu toată inima și un om a cărui glas în aceste zile se aude până la marginile pământului, prin televiziune, prin internet și mai ales... Dacă ne urmăriți pe Vocea Creștinilor, știu că o faceți foarte mult. În fiecare luni, fratele Dr. Florin Antonie rostește cuvântul Domnului și în special ne axăm pe probleme profetice, iar eu cu ajutorul Domnului fac vinerea lucrul acesta, după timpul și posibilitățile care le avem dincolo, peste ocean. Am convenit de câteva luni de zile că în această călătorie pe care o facem în zilele acestea, după ce vom împlini misiunea noastră la Suceava, de unde am venit astăzi, unde am avut o conferință profetică, să venim în București și să vă vizităm pe dumneavoastră și mâine seară, cu ajutorul Domnului, vom vizita și vom predica cuvântul Domnului în Biserica Izvorul Mântuirii. Vrem să slujim de laudă Domnului și să putem să învățăm cât mai mult în aceste zile din urmă despre starea lumii după cuvântul lui Dumnezeu și despre starea noastră a credincioșilor care îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos să vină a doua oară. În seara aceasta, împreună cu doctorul Antonie, vreau să vă mulțumim pentru dragostea cu care ne-ați primit, pentru faptul că v-ați deschis inima ca să putem să fim cu dumneavoastră. Mulțumesc fratelui Jonathan și echipei cu care conduce lucrarea Domnului în locul acesta. I-am promis de mult că facem tot efortul să ajungem aici și iată-ne că prin Harul lui Dumnezeu suntem cu dumneavoastră și vrem să ne închinăm cu dumneavoastră. Și înainte de a rosti cuvântul Domnului, dați-mi voie de asemenea să vă mulțumesc din toată inima pentru rugăciunile care le înălțați pentru mine și pentru soția mea, în special pentru Magdalena, care, știți, a avut operația pe creier, cancer la creier, a avut operație la sân și după un an de zile de chimioterapie și de radiații intensive, cancerul de la creier s-a dus în oase și în stomac. Miercurea trecută a început o a doua tură de chimioterapie și de tratamente. Este foarte păgubitoare pentru trup tratamentul, pentru că te slăbește și te face neputincios în multe feluri. Însă, prin bunăvoința Domnului și prin dragostea pe care dumneavoastră ați arătat-o casei mele de-a lungul anilor, Dumnezeu încă o păstrează în viață și ne bucurăm
că putem încă să slujim de laudă Domnului Iisus Hristos. Știam că trebuie să înceapă a doua tură de chimioterapie datorită răspândirii cancerului în stomac și în oase, și însă având în vedere faptul că am promis că vin la conferința Vocea Creștinilor și cu ajutorul Domnului apoi de aici vineri dimineața voi pleca la Milano, soția a zis: dragă, să facem ce am făcut toată viața, du-te și predică cuvântul Domnului, du-te și nu lăsa lucrarea Domnului să păgubească, altfel nu puteam să fac lucrul Domnului. Întotdeauna un păstor are sprijinul cel mai mare în soție și în familie. Eu mulțumesc Domnului pentru soție și pentru familia mea și încă o dată vă mulțumesc dumneavoastră în această seară pentru rugăciuni. Am convenit împreună cu pastorul Antonie să vorbim amândoi. Eu voi avea un mesaj mai scurt, ca dânsul să aibă timp, fiind pentru prima dată, să aibă timp și să intre mai profund în cuvântul Domnului, și așa va fi procedura. Voi vorbi un mesaj care privește vremurile din urmă, însă într-o manieră aparte. Ne vom uita la niște lucruri care să ne determine pe noi să ne pocăim cu adevărat, să ne întoarcem cu adevărat înaintea Domnului, să ne întoarcem fața către Dumnezeu și cu pocăință și cu smerenie să căutăm bunăvoința Lui. Voi citi un singur verset pentru mesajul cu care voi sta în fața dumneavoastră, este în Ieremia, capitolul 52, versetul 13. Ieremia 52 cu 13. Și aici cuvântul Domnului spune așa: el fiind Nebuzaradan, generalul armatei împăratului babilonian Nebucadnețar. Deci, Nebuzaradan a ars casa Domnului, casa împăratului și toate casele Ierusalimului. A dat foc tuturor caselor mai mari. Amin. Este un cuvânt greu. Este un cuvânt care poate, veți zice, nu ne încurajează, nu este pentru noi. Veți vedea că este pentru noi, pentru noi toți. Patru lucruri sunt învederate în acest verset legate de judecata lui Dumnezeu. Patru lucruri pe care le voi prezenta în fața dumneavoastră într-un mesaj pe care l-am intitulat Lucrurile care vor arde. Lucrurile care vor arde. Și patru lucruri vor arde cu precădere dacă cei ce se găsesc în ele nu au umblarea cu Dumnezeu în voia lui Dumnezeu. Și primul lucru, frați și surori, doamnelor și domnilor, care va arde și care trebuie să ne pună pe gânduri, este pioșenia religioasă. Pioșenia religioasă. Pioșenie înseamnă sfințire, o formă de sfințire, de evlavie. Uitați ce spune și cuvântul Domnului. El a ars casa Domnului. Nimeni nu și-a putut imagina vreodată că faimosul templu din Ierusalim construit de Solomon, cu o structură și o frumusețe care n-a avut comparație pe pământ. Gândiți-vă numai, dacă citiți cuvântul Domnului, că David a pus la dispoziția lui Solomon pentru înfrumusețearea acestei construcții dedicată închinării lui Dumnezeu peste 100 de mii de, peste 1 milion de talanți de aur. La fel, argint, aramă,
În prețurile de astăzi, David a investit câteva zeci de miliarde, ați auzit bine, zeci de miliarde în construcția casei Domnului. Și în casa aceasta, când a fost sfințită, după terminologia populară, s-a coborât prezența lui Dumnezeu. Și nimeni nu s-a putut gândi vreodată că acolo unde Dumnezeu a zis, când veți intra în Canaan, eu îmi voi alege un loc unde îmi voi pune numele și unde voi locui în mijlocul vostru. Cum să ardă templu? Cum să ardă casa lui Dumnezeu? Acolo e prezența lui Dumnezeu. Acolo e puterea lui Dumnezeu. Acolo sunt ascultați oamenii când sunt necăjiți, pentru că Solomon, când a sfințit casa împreună cu preoții, s-a rugat în acest fel. Când Israel va veni înaintea ta și te va ruga să dai pământului ploaie, să-i vindești bolile, să-l izbăvești de vrăjmașii lui, ascultă-l din locul acesta. Și Domnul a zis, îți primez rugăciunea, ascult ce ai spus și așa va fi. Știți care este însă problema? Casa Domnului pe vremea lui Nebuzaradan, după cum a fost apoi a doua oară, în aceeași zi a anului, templul construit de Zorobabel și dezvoltat apoi ca o structură imensă de Irod cel Mare, a ajuns să fie un centru religios. Și pentru mulți, credința și pocăința și astăzi este doar o simplă religie. O formă de religiozitate. Și este trist că mulți se gândesc că dacă au o formă de evlavie, de pioșenie, vor vedea fața lui Dumnezeu și le va fi binevoitor. Casa Domnului a ars. Templul lui Zorobabel a ars. De 2000 de ani evreii nu au casă de rugăciune în sensul templului. Iisus Hristos a spus-o cu gura lui când a fost pe pământ. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția mea. Frați și surori, doamnelor și domnilor, este timp de pocăință pentru biserică. Să nu credem că dacă am venit duminică la biserică și dimineață și după masă, gata, asta ne trimite direct în rai. Am făcut bine că am venit. Foarte bine. Dar când venim aici, nu trebuie să ne scape din atenție niciodată că aici locuiește Dumnezeu. Și fiindcă locuiește Dumnezeu, nu trebuie să venim doar cu o formă de evlavie, cu o pioșenie, ca să arătăm la familie că am venit și noi, ca să arătăm la prieteni că ne-am prezentat și noi. Aici trebuie să venim să recunoaștem măreția lui Dumnezeu, să cădem cu fața la pământ, să ne mărturisim păcatul și să ne întoarcem cu toată inima către Dumnezeu. Pioșenia religioasă va arde. Oamenii care se joacă în pocăință la judecata lui Dumnezeu nu vor putea sta în picioare. De aceea vă îndemn în numele Domnului Iisus Hristos. Haidem cu toată inima, în urma unor întâlniri ca acestea, să revizuim pocăința noastră, să revizuim umblarea noastră cu Dumnezeu și trăirea noastră să fie una diferită. Altfel, vă spun ce spuneam la Suceava și vă rog să mă iertați, frate Antonie, dacă repet anumite lucruri. Venind aici în țară,
Un prieten mi-a zis, părinte, știți că mie îmi place să vin să ascult când predicați cuvântul Domnului, dar știu că trebuie să fac mai mult, trebuie să mă pocăiesc. Însă nu știu de ce, tot amân. Era luna aceasta, octombrie, când este Sfânta Paraschiva la Iași. Și spune acest prieten, bunul meu prieten, cel mai bun prieten în România, fratele Puiu, cred că își aduce aminte când voi termina istoria, zice, soția m-a bătut la cap, măi bărbate, hai să mergem și noi la Sfânta Paraschiva, vreau să ne închinăm la Sfânta Paraschiva, să-i sărutăm și noi moaștere și să cerem mila lui Dumnezeu peste noi. Și zice, dacă n-am scăpat de gura ei, am cumpărat vreo 10 costume bărbătești, haine femeiești, că a zis, eu știu că în Biblie scrie să nu mergi înaintea lui Dumnezeu cu mâna goală. Și ne-am dus la Iași. Când am ajuns acolo, o coadă de 2-3 kilometri. Frig și ploua într-una. Am stat la rând, a zis dânsul, vreo 4 ceasuri. Din proces am împărțit hainele pe care le-am cumpărat să le dăm în numele lui Dumnezeu, la cei pe care am văzut că-s mai necăjit îmbrăcați, să facem bine, că așa scrie în Scriptură. Dar m-am întors către soție și am zis, dragă, eu nu pot să stau aici 2 zile până ne vine nouă rândul să ajungem la moaștele Sfintei Paraschiva. Mă duc să văd, să vorbesc acolo în față, să vedem dacă nu pot rezolva problema altfel. Știți că românii se descurcă repede cu orice. Și m-am dus. Au început să strige după mine că de ce intru în față, s-au dus să se închine la moaștele Sfintei Paraschiva, zice, unii au început să mă blasteme, să mă înjure și ei mergeau să închine. Că de ce trec în față? Le-am spus, stați cu minți că nu trec, vreau să vorbesc cu unul din preoții, vreau să întreb ceva. Și m-am dus în față, m-am apropiat de un preot și am zis, vreau să am o întrebare pentru dumneavoastră, părinte. Care e mai mare aici peste dumneavoastră astăzi? Cine coordonează activitatea? Și a zis, i-a arătat acolo un preot care avea slujbă mai mare. Și spune, i-am zis, poți să-l chem că vreau să-i pun o întrebare specială. Și s-a dus preotul și l-a adus pe mai marele din ziua aceea care coordona activitatea. Și am zis, părinte, eu sunt, și a spus numele, nu vă spun numele, eu sunt businessman. Eu nu pot să stau aici, părinte, 2 zile până îmi vine mie rândul la moștele Sfintei Paraschiva. Vă rog să mă lăsați cu soția să intrăm în față, ne închinăm și noi ca toată lumea și ne vedem de drum. Păi nu se poate, domnule, aici e rânduială. Părinte, ziceam, m-am băgat mâna în buzunar, părinte Gog, și am scos, auziți, 10.000 de euro. Și am zis, uite aici, părinte, 10.000 de euro, să nu credeți că am eu atâția. Și eu vi-i dau dumneavoastră, faceți ce vreți cu ei, numai lăsați-mă să intru în față, că nu-mi pot sta, n-am timp să stau aici. Și s-a uitat preotul la mine și a zis, sunteți sigur? Da, părinte. Și mi-a luat banii, mi-am dus și mi-am adus soția, am intrat în față, am pupat sticla care era peste moaște, peste oasele acelea care se presupun că ar fi ale Sfintei Paraschiva și am plecat acasă. Și acum eu îl întreb, zic, și cum v-ați simțit după închinarea aceasta? Și auzi ce îmi spune, păi cum să mă simt, părinte, mai ușor cu 10.000 de euro. Pioșenie religioasă. Aceasta arde în ziua Domnului. De aceea trebuiește pocăință reală.
împăcare reală cu Dumnezeu și împlinirea tuturor lucrurilor pe care le cere Sfânta Scriptură. Amin? Amin. Al doilea lucru care va arde în ziua Domnului, pe lângă pioșenia religioasă, este poziția socială. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Nebuzaradan a ars casa împăratului. Nici împăratul n-a fost scutit. Nu, pentru că era un derbedeu. Se juca de pocăință. Și nu numai că i-a ars casa, l-au și omorât. Oamenii și închipuie că dacă sunt pe o poziție socială înaltă, Dumnezeu o să le facă favoruri speciale când vor sta în fața scaunului de judecată. Poziția socială este bună. Dacă te-a ajutat Dumnezeu să ajungi în poziție socială, mulțumește lui Dumnezeu. Însă în poziție socială, din nou, fără pocăință, n-ai realizat nimic pentru sufletul tău. N-ai realizat nimic. De aceea, vă încurajez pe aceia care ați ajuns în vreo poziție aici, în capitală, în București sau în vreun partid politic, mai ales că acum sunt și la dumneavoastră alegeri, ca și la noi în Statele Unite, nu vă culcați pe laurii aceștia. Eu sunt prieten cu primarul, eu sunt prieten cu jandarul, eu sunt prieten cu președintele, eu sunt prieten cu nu știu cine. Știți ce scrie Sfânta Scriptură din care vă vestesc cuvântul Domnului astăzi? Este în Iov. Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Cu Dumnezeu trebuie să ne împrietenim ca să avem pace. Vă încurajez. Respectați pozițiile sociale. Rugați-vă pentru cei ce sunt îndregătorii. Ne învață Sfânta Scriptură. Dar să ne rugăm Domnului să le dea și pocăință. Pentru că au furat destul, au mințit destul, au înșelat destul și au făcut toate fără de legile. Nu este aceasta o insultă la adresa lor. Este o realitate. Și în România, și în America, și peste tot în lume. Pentru că oamenii abuzează de poziție socială. În loc să mulțumească lui Dumnezeu că i-a îngăduit pe ei să ajungă în poziția aceea. Arde pioșenia religioasă în ziua Domnului, fără pocăință, arde poziția socială, ars casa împăratului. În al treilea rând, în ziua Domnului, pe lângă pioșenie și pe lângă poziție, vor arde toate posesiunile. Uitați ce spune cuvântul Domnului, a ars toate casele Ierusalimului. Dacă Dumnezeu te-a binecuvântat, te-a binecuvântat, nu ca să te lauzi, ci te-a binecuvântat ca la rândul tău să fie o binecuvântare. Să poți să ajuți, să poți să binecuvintezi pe altul. Sunt atâția necăjiți lângă noi. Venirea Domnului nostru Iisus Hristos este așa de aproape. Evanghelia trebuie să ajungă neapărat până la marginile pământului. Știu că nu te vei duce să te faci misionar, dar poți sponsora un misionar. Nu este așa? Poți trimite acolo un ajutor și nu odată și cu aceasta te-ai făcut deja membru în împărăția Domnului. Fă-o sistematic. Fă-o sistematic. Contribuie la lucrarea Domnului. Eu vreau să mulțumesc Domnului public pentru prietenul meu, fratele Puiu Onoriu. Când vin aici, îi dau numai telefon, frate Puiu, vin iar în România. Și întrebarea dânsului este, cu ce vă ajut, părinte? Pentru că nu, să știți că avionul nu mă aduce pe gratis. Hotelul nu-i pe gratis. Mâncarea nu-i pe gratis. Din posesiunile mele trebuie să pun daruri la picioarele Domnului. De aceea vă încurajez, nu vă bazați pe posesiuni că o să vă scape. Că degeaba cumpărați 10 haine
costume bărbătești și 10 costume femeiești și mergeți până în Iași. Că o să spuneți ca și prietenul de dinainte. Îți mai ușor cu 10.000 de euro. Și la ce te-a ajutat? Ce ai realizat? În final, nimic. Nimic. Și apoi în al patrulea rând, uitați-vă în cuvântul Domnului. Deci el a ars casa Domnului, pioșenia religioasă, prefăcătoria. A ars poziția socială, casa împăratului. A ars posesiunile mari, toate casele Ierusalimului. Și în al patrulea rând, spune, a dat foc tuturor caselor mai mari. Știți ce a ars și ce va arde? Privilegiile pământești. Nu toată lumea are casă mare. E un privilegiu să ai o casă mare, nu? Cine îți dă acest privilegiu? De unde vine? Cum spuneam înainte, cine te binecuvintează? Cine mă binecuvintează? Nebucadnețar, care a făcut aceste lucruri oribile cu regatul lui Iuda, a zis într-o zi, pentru că el a reconstruit Babilonul după ce l-a cucerit, l-a reconstruit și documentele istorice ne spun că Babilonul a fost un oraș cum nu prea se găsește astăzi. Deși este în câmpie, de dragul soției lui, a pus pe soldații lui cu cară, cu căruțe, cu sac în spate să aducă pământ. Și a făcut dealuri înalte de parcă ziceai că-s munți, în câmpie, în oraș. Pentru că soția lui se trăgea dintr-o zonă muntoasă și tângea după locuri muntoase, deluroase și pline cu păduri. Și acolo a plantat pomi și a făcut un sistem de irigare care urca apa până în vârful muntelui pe care l-a construit. Și curgea și iriga totul, era verde, era frumos, era un paradis creat de mână omenească. Într-o zi a zis, oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am făcut eu pentru măreția mea? Și cuvântul Domnului spune că un glas i-a vorbit din cer. Află, împărate, că ți s-a terminat cu binele, a venit peste el o boală, o demenție, prin care medicii contemporani nouă ne spun că deci a fost lovit cu o demenție, dintr-o dată s-a socotit că este bou. A lucrat ca un bou. Și a început să-și sfâșie hainele de pe el, să nu mai cunoască pe nimeni, să nu mai asculte de nimeni și timp de 7 ani a păscut iarbă, a mâncat frunze și semințe care cădeau din pomi. Era închis în grădina palatului pentru că a fost ținut ascuns ca să nu știe nimeni ce s-a întâmplat cu împăratul lor cel mare. După 7 ani de zile, Dumnezeu s-a uitat spre el cu milă și spune, mi-a venit mintea la loc. Și când mi-a venit mintea la loc, am zis, dau glorie Dumnezeului lui Daniel, pentru că este singurul Dumnezeu adevărat. El pune împărați și el îi coboară, că a văzut la el. A fost restabilit pe tronul lui, însă n-a mai durat mult. Unii istorici spun că 9 luni de zile a mai stat pe tronul Babilonului, alții spun că 9 ani, este greu de a fi dogmatic cât, însă problema este aceasta. Toate privilegiile pe care le ai, le poți pierde într-o clipă. Le poți pierde într-o clipă. Atunci ce ai de făcut în vreme ca aceasta? Trebuie să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu.
Și cuvântul lui Dumnezeu spune: veniți să căutăm pe Domnul. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Căutați-L câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de răutatea lui și cel păcătos de păcatele lui. Să se întoarcă la Domnul care are milă și nu obosește iertând. Glorie Domnului! Este pentru mine cuvântul și este pentru tine. Te îndemn ca slujitor al Domnului, în numele Domnului Iisus Hristos, nu pleca în seara aceasta de aici până nu faci o schimbare radicală în viața ta și nu te mai juca de-a pioșenia. Ce faci, frate, ca să vă arăt cum lucrează fățărnicia, pioșenia? Își pune încă așa mâna și zice: știe Domnul. Dar cum îți merge? Domnul știe. Man, dar tu nu știi? Sigur că Domnul știe, dar tu știi? Ce faci? Nu te rezema pe poziție socială, nu te rezema pe posesiuni și nu te rezema pe privilegii, ci reazămul tău și al meu să nu fie altceva și altcineva decât Domnul Iisus Hristos. Aceasta va fi binecuvântarea noastră în ziua întâlnirii cu El. Și mă rog Domnului, această comunitate să fie una din acele comunități pe care Domnul să le cheme și să zică: veniți robi buni și credincioși, intrați în bucuria stăpânului vostru. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.